No, bine, și eu am venit în pantaloni scurți pentru că mi-am făcut ținuta de aseară. Dar, mama, așa fac toate fetele. Cred că, nu știu ce să zic. Eu mă consider responsabilă. Oh. Și de asta... Ești responsabilă pentru imaginea ta. Băi, și ai o imagine foarte mișto. Ei, mulțumesc. Dar ce? Hai că n-ai scandaluri, n-ai... Da, Doamne ajută. Bine, nu am scandaluri pentru că nici nu am vrut să fac scandal vreodată, dar aș fi putut să am de foarte multe ori. Și adică, s-a propus? Nu e vorba că mi s-a propus, ci pur și simplu am fost victima. Te mai enervezi și tu, nu? Am mai enervezat și eu și am fost victima unor lucruri pe care reacții de la oameni, sunt normale să le să ai parte de ele în viață, n-ai cum. Corect, atâta timp cât ai expunere, trebuie să vină și de astea. Da. Bine, până ai înțeles... Nu e vorba de expunere aici, e vorba că ești om. Și e normal să ai parte și de mici știi ce aș zice? Da, da. Turcești, știi ce aș zice? Băi, uite, suntem așa mai... Cenzurați, așa. Mira. Băi, unde mă întorc, aud numele tău. Ei. Mi se pare că scoți piese așa săptămânal, deși după aia aflu, stai mă, că asta e scoasă acum nu știu câte luni, că asta e anul trecut, asta e... Dar peste tot, Mira. Să știi că, de fapt, piesele sunt... Am scos, într-adevăr, într-o lună, am scos două piese, doar că probabil că ai senzația asta pentru că le-ai tot auzit și pentru exact. Că cresc. Exact, și le place oamenilor, în toate cluburile. Da, nu? Asta mă bucură. Vorbeam și afară, hai de fată, dansează, nu contează cu cine, se dă, zici că e heavy rotation pe orice club. Încă nu-mi vine să cred că piesa aia a fost lansată, imaginează-ți că a fost lansată în luna septembrie și știu asta pentru că atunci am făcut și accidentul. Aoleu, și da, știu. Cum să... Uite, știu că a fost peste tot, da. Dar ești foarte bine, ai trecut cu bine. Da, eu sunt foarte ok. Îți dai seama că a fost un moment care chiar m-a marcat. A fost un șoc, exact. Da, dar totodată am luat și... întotdeauna sunt genul de persoană care vede partea bună a lucrurilor. Ai văzut-o ca ce? Ca o lecție? Ca o, nu ca o lecție, toată lumea mult. Zice dacă am văzut-o ca o lecție, mă întreabă fix și mă întreb tu. Uh-huh. Dar nu am văzut-o ca pe o lecție, pentru că nu consider că trebuia să fiu pedepsită sau... Corect, știi, în corect. Sensul ăsta. Nu, am luat-o ca pur un și obstacol simplu, în viață, așa. Exact, a fost pur și simplu o etapă care cred că anumite momente din viața trebuie să marcate cumva. Știi? Păi și da. Așa m-a marcat, așa a vrut universul să mă marcheze pe mine și nu a fost, a fost tragic cumva, dar partea bună e că sunt aici, că sunt întreagă, și eu mă bucur că ești zâmbesc. Aici. Că n-am apucat să te cunosc. Acum ne cunoaștem pentru prima dată și mă bucur că ești așa plină de viață, zâmbitoare, în continuu. Ne suim pe masă, facem poze. Facem. Suntem și live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Așteptăm întrebările voastre, provocări pentru mine, că mie mi se pare așa că parcă te cunosc de super mult timp, sunt super relaxat. Când, da. Când cunoști un om, ești și mai rezervat. Să știi că, să știi că te comporți cu un om în funcție de, și de celălalt. Adică te mulezi pe celălalt. Contează super mult vibe-ul pe care ți-l dă celălalt. Dacă unul e așa. Adică și tu ai fost foarte deschis, ca să zic așa, și mi-ai transmis lucrul ăsta și de asta sunt și eu așa foarte deschisă. Mira este un miracol. De acolo vine Mira, nu? De la Mirabela, de fapt, dar hai fie de la miracol, lasă. De la miracol. Miracle. Ce trebuie să știe lumea? Nu știe nimeni. Continuăm pe Facebook-ul Virgin Radio România. Am și un challenge pentru voi. Revenim on air imediat. Hai, fii atent. Hai. Îmi place asta? Îmi place, da. Ce mică e rock, ești așa. Da. Da, stai că... Baby, n-am mâncat nimic. Bam. Vreau să facem o chestie, dar o să o spun pe radio. Până atunci vreau să te întreb, că ne auzim, trebuie să vorbești tot la microfon. Că pe live o să ne auzim tot la microfoane. Da. Ce face Mira când e singură acasă? Bine. Am întrebat-o și pe Ioana. O să zic, Când te plictisești, ce faci? Că zic. Păi poți să zici acum, că pentru live am altceva, on air. A, și aici ce trebuie să zic? Pentru să-mi Facebook? Să-mi zici ce faci. Acum ne auzim pe Facebook? Da, suntem live. Și ne auzim tot la microfon. E sunetul din... Ok. Mamă, bine că n-am zis. Doamne, deci bine că mi-a spus lucrul ăsta, că era să nu cumva să mă scafe vreo prostie. Da, mă, nu. Dar oricum Mira nu înjură. A, nu, că nu e vorba de înjurat aici. E vorba de lucruri pe care poate nu aș vrea să le spun la toată. A, că ce faci acasă? Ați văzut că e foarte deschisă. Păi ia să vedem. Când te plictisești, când nu ești la când studio. Când mă plictisesc. Păi știi care e faza? Că se întâmplă rar să mă plictisesc. Asta odată. Și când sunt acasă singură. O să fie amuzant, dar fac karaoke.
Singură? În baie. Hai mă, karaoke nu faci să râdă ceilalți prieteni de tine? Nu, măi, eu fac karaoke singură. Îmi pun, cam, pot să pun de pe YouTube, pot să pun pe televizor, pe ecran. Și îmi pun efectiv karaoke și încep să cânt, pentru că nici vecin nu am și pot să dau cât vreau eu de tare. Dansez. Care e ultima piesă pe care ai cântat-o la karaoke? Asta de la Ariana Grande, No Tears, No Tears Left to Cry sau ceva de genul se cheamă. Cred că e asta. Dar e cu... E singură? Da. A scos-o acum, recent. Este cum 4 săptămâni. Mamă, și nu știam, mi-mi place e Ariana. E foarte mult. Tare piesa. Place Ariana. Și e foarte grea, știi, și e un challenge. De fiecare dată, de câte ori văd o piesă nouă și înțelegi piese grele. O ascult și e o piesă grea, mamă, e challenge pentru mine. Vreau să văd că pot să o cânt și eu, știi. De la Queen ai cântat ceva vreodată? Nu, n-am cântat. Zic asta că se lansează în noiembrie și mi-e place mult Queen și Freddie avea puterea aia, frate. Bine, deci despre ce vorbim? Sunt live-urile alea pe Wembley, când omul ridica tot stadionul așa cu poc. Da. Și pe 2 noiembrie o să lanseze film, nu știu dacă și la noi, nu știu când se lansează la noi, dar o să fie Bohemian Rhapsody și e film despre viața lui. Și ce mișto, tare. Mișto cu Bă, tot. Mai ales că el a fost foarte nebun, așa știi, omul și-a ars-o cu Bohemian Rhapsody, piesa aia, și că sunt 5 piese într-una, da. Cu operă, cu nebunii. Și e o fază în trailer în care vorbește cu producătorul lui, apropo de, știi, când vin oamenii și zic, bă, poate mai bine să nu încerci chiar atât, e da. Riscant, e nu știu ce. Și zice, care e problema că durează piesa 6 minute? Apropo că We Will Rock You durează 2 minute. Da. Care e problema? O să vezi că o să fie bum. Știi? Iată. Așa am văzut un film cu Ray Charles. Ray ăla, da, cu Jamie Foxx. A luat Oscarul pentru Jamie Foxx. M-a marcat, trebuie să recunosc, pe viață. Film, mai e unul la fel de bun cu James Brown. Despre viața lui James Brown. Am auzit. E... Băi, aproape aceeași poveste au avut oamenii ăștia, doar că unul a avut neșansa în viață de a se naște orb. Da. Adică, sau nu știu, s-a născut Ray orb sau... A orbit. De, mă rog, era oricum, foarte mic. Da, era micuț, asta zic, deci nu prea s-a bucurat de... Ce să se bucure, mă? Dar dai seama că asta e tare, că de fapt că a orbit, dar gândește că i s-au dezvoltat celelalte simțuri, printre care muzica, urechea, efectiv urechea, da. S-a dezvoltat într-un fel de... Zeu. Da. Zeu, și zeu, mi se pare. Zeu, direct. Da. Băi, ar fi trebuit să intrăm acum, dar stai să văd ce îmi zice lumea aici. Ziua bună, ziua bună, ziua bună. Pa, 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 pam. Și WhatsApp-ul, deci eu uit de foarte multe mesaje, pentru că mă iau în discuție așa cu toată lumea. Și uit, sper să nu pornească sunetul. Ne dau jos dacă punem muzică pentru oamenii care sunt pe live. Mi se pare foarte wrong. Facebook, sunați-o pe... Cum o cheamă? Pe Floricica. Să-ți fac un story. Faci un story? Bă. Cu ce? Da, să le spun să intre pe Facebook live. Faci multe pe story-uri. Pe Facebook, Virgin. Am ajuns la Virgin Radio, intrați pe Facebook-ul lor, pentru că suntem live și acolo, suntem și la... Stai că trebuie să vorbesc și la microfon, pentru că mă aud pe Facebook deja. Intrați și pe Virgin Radio dacă sunteți în mașini și ne ascultați și acolo. Suntem aici. Vai, deci Mira face anunțuri live acum pe Instagramul ei. Și bea și ceiuț, că e frig afară. Și beau și ăsta. Hai că e super funny ăsta. Și că am întrebat mai multe fete care au fost astăzi de aici. Ia. Dacă poate să facă un top 10 al bărbaților din România. Mă, nu neapărat de căsătorii astea. Bărbați care îți plac în România. Păi nu prea îmi plac. Vrei să faci al femeilor din România? Vrei să faci al femeilor din România? Nu-i nicio problemă. Ce? Acum o să înțeleagă de acasă că nu-mi plac bărbații, dar nu. Îmi plac bărbații, dar nu știu să zic acum unul. Dacă zic, poate mă trezesc că-mi scrie. Păi vezi, ai grijă ce zici, că s-ar putea să se... Am 10 pe care admit. 10, 10 prea mult 10, nu înțelegi. Bine, 5. Îți dau ocazia. 3, te rog eu. Doar frumos. Astăzi, doar pentru tine, Mira, ofertă specială, 5 bărbați din România. Promitem că nu te sună. Îi rugăm noi. Da, George Clooney, Brad Pitt, Justin Timberlake. Asta e că nu zic România. Da. Păi ia să zic că e o problemă că îmi dați din România și... Hai să mă gândesc. Ia un bărbat. Și tu cu ce mai important? Ion Țiria. Dar trebuie să fie celebrități sau? Mă, că altfel nu știu oamenii. Nu, dar dacă oamenii... îmi zici prieteni din copilărie, s-ar putea să nu-i știu.
Stai, hai să mă gândesc. Uite, acum vrei să zic? Da. Nu zic acum. Acum vrei să zic? Bine, zic acum. Băi, uite, un bărbat care mi se pare că e destul de atrăgător. E atrăgător, este Randy. Ok. Bun. Un bărbat atrăgător. Fetelor, sunteți de acord cu mine? Știu că sunteți. Păi nu, că știu că sunt, că văd pe YouTube că sunt multe femei. Da. Hai să intrăm și pe radio să zicem asta. Că poate Randy nu-i pe live să audă. Cum dau mai tare aici să aud vocea mai tare? De acolo? Așa? Maratonul lui Nicolae continuă la Virgin Radio. Por favor, cu Fifth Harmony și Pitbull am ascultat și Mira este in the house. Am pus-o să facă un top 5 al bărbaților din România. Mi-a zis că prea mult, că nu știe atâția. Că, nu se poate. Păi chiar nu știu. Dar am găsit un... A găsit unul? Ai un top 3 acolo. Un top 3. Bine, să zic acum unul, pentru că ceilalți încă nu mi-au venit. Ok, dar trebuie să explic și pe radio. Nu înseamnă că ești obsedată, că ceva... Ci pur și simplu bărbați pe care îi admir. Nu trebuie să te căsătorești pe ei. Tocmai pe care îi admir, în sensul în care mi se par atrăgători. Exact. Sunt niște bărbați frumoși, inteligenți. Tot pachetul ăla pe care și-l dorește orice fel. Talentați. Că despre asta e vorba. Și primul în care mi-a venit în cap, mie, recunosc, este Randy. Tararam. Randy, asculți Virgin Radio, stai că... Ia, uite, ia. Tu ești fana mea, fana lor, melodii. Stai că dau muzică, mai încet să cântăm. Păi, dar nu mai știu. Tu ești fana mea, fana lor, melodiilor de dor. Nu mai știu. Stai, trebuie să dai căștile un pic mai încet. Da, Că se aude microfon, gata. Așa e bine? Așa. Așa. Da, dacă tot te-am pus să cânti, nu vrei să ne cânti ceva, așteptăm mesaje pe WhatsApp 0734 36 30, că Mira a zis că îi place să facă karaoke. Până la urmă, hai să facem un karaoke, dar nu prea am eu. Îmi place foarte mult să cânt. Îmi place, nu? Și cum era aia de la Biugi Mafia? Și vreau să fac bani din asta, altceva n-a fost. Asta îți place să faci, din asta trăiești, e normal, mi se pare tare. Băi, să știi că mă simt binecuvântată că când mă trezesc dimineața. Voce, mersi, nu, mă simt binecuvântată pentru că în momentul în care mă trezesc, îmi dau seama că pot să fac ceea ce iubesc. Și chestia asta mă face să mă simt într-un ce fel. Ce drăguț. Da. E foarte simpatic. Frumos. Sunt convinsă că sunt oameni în momentul ăsta care nu se regăsesc în ceea ce fac. Sunt oameni care se trezesc dimineața și se trezesc cu inima așa că trebuie să fac ceva ce nu-mi place să fac sau care nu iubesc să fac. Adică sunt foarte mulți oameni în situația asta, sunt convinsă. Și îmi dau seama că de asta mă simt binecuvântată, că nu e ca și când am ales eu neapărat asta. Dumnezeu mi-a dat chestia acum asta. Te-ai și nimerit. Băi, nu e că m-am și nimerit, ideea e că m-am și hotărât că asta vreau să fac toată viața, pentru că asta îmi doresc și asta iubesc să fac. Și e foarte important să-ți găsești drumul. Să știi că trebuie să te gândești și la pensie. Da, bine, asta îmi zice și mama, da. Nu? Dar nu înțeleg chestia asta cu pensia. Dar lasă-mă că dacă intră în golduri, după aia ții bani din drepturi de autor toată viața, știi? Zic. Să intre în patrimoniu. Poate se va auzi toată viața. Haide, fată, dansează. Uite, asta voiam să zic. Nu vrei să ne cânti, dar stai. Nu, stați puțin. Hai că vreau să vă zic o chestie foarte amuzantă. Zi. Mamă, ce-mi place! O să fie o chestie amuzantă, dar foarte dark, așa. Okay. Nu știu dacă sunteți pregătiți. Dar în momentul în care eu am făcut accidentul, eu lansasem piesa de vreo 2 săptămâni. Eram acolo pe pat, pe patul de spital, Doamne. Și zic, pregătiți-vă. Zic așa, în mintea mea, vorbeam eu cu mine, zic, cum ar fi fost, Doamne ferești, să presupunem, că aș fi murit. Voi vă, în capul meu, îți dai seama, Mira, vorbeam cu mine, tu dai seama, Mira, că piesa ta era evergreen, devenea... Măi, vă dați seama că piesa Haide, da. Fată, dansează, nu contează. Se auzea gen, la modul cum e acum Laura Stoica, cu Mai Frumoasă, gen, toată. Wow, unde te-ai dus? Da.
Ești adorabil, n-ai cum să zici, n-ai cum să te superi. Dar fii atent, dacă tot ai zis de piesa asta, aș vrea să o cânti, dar aș vrea să o cânti pe un alt instrumental. Crezi că poți? Am făcut asta cu Alina Eremia la un moment dat, pe Poartă-mă, că mie îmi place Poartă-mă, rău de tot. Păi, mă, nu știu ce să zic, încercăm. Fii atent, îți dau instrumentalul, aștepți că și Alina a stat puțin, nu știu cum e la voi la artistea, stai să simți sunetul, pam, pam, începeam să cânt direct, îți dai seama, la mine nu există note. Să-mi dai cu hipopăreală, poate, poate. Cu hipopăreală? Hipopăreală. Fii atentă, nu e hipopăreală. Aolo, stai. Vai. Ia. Când ai plecat, timpul a stat în loc. Inima pe asfalt nu bătea deloc. Am strigat de ciucime, nu m-am auzit. M-am lovit de primire, am tăcat de un zid. Nu pot să cred. Aștept partea cu haide fată, dansează, nu contează cu cine. Sunt aici să uit de tine, să mă pierd departe în mulțime. Hey. Acum. Nu. Hai de fată, dansează, nu contează cu cine. Hei, hei, hei. Hai de fată, dansează, nu contează cu cine. Bine, n-am răbușat la aia ca vai de capul meu. Hai de fată, dansează, știi ce zic, ești bestial, a fost absolut fenomenal. Nu pot să cred că, băi, s-a auzit foarte bine. Nu știu cum s-a auzit la oameni aici. Ai fost Iron Mira Maiden. Pe WhatsApp 0734. Nu mă așteptam să cânt varianta asta rock, recunosc. Mă așteptam la un hip-hop ceva, știu. Băi, dar vă descurcați extraordinar. Să știi că și cu Alina am făcut la fel, nu i-am zis. I-am dat play și a zis că prima reacție asta e. Dar până la urmă ai stat și s-a auzit rock. Ok. Tu îți dai seama că ai aflat cu 10 secunde înainte ce suna acolo și încerca să-ți cânti piesa? Da. Crede-mă că eu aș fi cântat oriunde. Hai de fată, dansează, nu hotează cu cine. Dar, na, mă descurc așa de bine. Da, continuăm. Iar îmi scrii și iar mă suni. Pe asta o știi, sper. Da. Mă mai auzeam, eu credeam gata acum. Iar gata, nu mai, facem liniște. Hei! Mira, vina! Și acum ne auzim pe Facebook, nu? Da. Deci nu pot să zic nimic dacă e nela locului. Aici pot să zic prostii dacă vreau. Super că... tare, vii mesaje pe WhatsApp. Da? Da. S-a auzit super bine, bine Mira. Super tare și un 6, nu înțeleg 6-le la noi. S-ar putea ia zi să fie ceva dark. Nu, cred că pur și simplu a... Da, a greșit. Nu putem să o dăm tare că ne pică live-ul, nu? Din câte știu. Ne riscăm. Colegul Răzvan Moței deși zice, că nu joacă-te. Am filmat chestia aia, dar încă nu se pusese video-ul meu pe story. Eu de-abia apuc să fac story-uri, că sunt așa, știi, să vorbesc cât mai multe lucruri cu voi. Să vorbim un pic peste. Uite. Vinului. De ce? Să vorbim pe piesa asta mai tare, noi să audem live. Ca să... Dar mi-mi place să dau muzica tare. De ce tu Facebook? Chemați-o pe Floricica să ne rezolve. Că are pile la Zuckerberg. Doamne. Vezi că mai am chestii de făcut. Amor. M-au rănit azi înaintea ta. Mamă, eu, nu e că eu cântam așa încet aici, dar cântam fix în microfon, știi, și cântam... Mă scuzați, cei de pe live. Am chilării niște urechi în momentul ăsta. No. Și aia este camera care mă vede? Da. Ia să mă, că mă uși eu pe Facebook. Aia e camera ta. Sunt ape pe aici, pe jos. Ce unde pleci acum? Că pleci și tu direct, nu? Nu, am concert în București. Ah, tu ești norocoasă. Trebuie să mă duc de fapt să fac probe de sunet. Ah. Tare. Where? Suntem pe live, o să zici. Le zici oamenilor. Ah, da, unde? Diseară, la loft. Bă, ai zis-o și cu atitudinea de... Diseară la loft, ne vedem la loft, cântăm la loft. Ia uite, mă. Sunt la loft să uit de tine, să mă pierd de... Înțelegi? E cu... Vai. Skepsis. Vai. Creier. Am înțeles. Ce Mira o să mai facă vloguri, sunt foarte tari. Ce? A zis cineva asta? Da. Să mai fac vloguri. Te-am văzut cu Mimi, a fost și Mimi de dimineață. Mm-hmm. Am văzut că a fost. Cu Rengle. Da. Am făcut un vlog cu ea.
Mă rog, pentru vlogul ei am făcut, de dar fapt. Dar te-ai gândit să te apuci să faci nebunii de-astea daily, dar n-ai când, nu? Trebuie adică cineva să editeze la tine. Nu, e ai putea, de asta, ia, că am cine. Cum zic editeze. Și eu, mi-ar plăcea să fac vlog, să mă filmeze cineva și să-mi editeze. Nu, nu, am cine să facă lucrurile astea, doar că, bă, trebuie să te gândite, adică nu pot doar să filmezi niște chestii. Gata? Intrăm? Intrăm! Tadadadam. Bravo, Vina. Mira, Vina, bravo, Mira, bravo, Mira, ai cântat, nu? Minunat, minunat. Băi, trebuia să te pun să-ți prezinți piesa. Păi da. Asta era. Ei, lasă următoarea. Lasă următoarea. Continuăm, suntem pe Virgin Radio România, pe Facebook-ul nostru, cu Mira live acolo și așteptăm mesajele voastre, provocări, tot ce vreți. Bogdan, Șurubel și Ionuț ți-au pregătit provocarea supremă. Viața de cuplu a românilor. Da, pentru că trebuie să mai lăsăm și niște piese. Uite-te aici. A, dar mă rog, a fost și Vina. Dar astea sunt beduri, astea sunt minute pe care le-am vorbit. Am vorbit vreo 6 aici, cred. Piesa ți-a 3 minute. Terminăm în vreo 2 minuțele live. Da? Pe terminăm live în vreo 2 minuțele. Bine. Shoot, acum vorbește. Bine, hai să facem repede un challenge. Un challenge. Da, dar aș fi vrut să-l dau și pe radio. Mira. Da, puneți-mă ce... Fotbalist sau DJ? Ți-am pregătit și ție. Fotbalist sau DJ? Da. Trebuie să ghicești. Nu, 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 trebuie să ghicești. Zic nume și tu trebuie să alegi dacă e fotbalist sau DJ. A, păi zic nume. Hai. Sebastian Ingrosso. Este DJ. Bine. Hai că a fost simplu oricum. Ha, da, simplu. Da, da. Axel și Ingros. More than you know. Swedish House Mafia. Da. Robinson Zapata. Și ăsta ce vrea să fie? Să aleg eu, da? Ce? Fotbalist sau DJ? Zi. Fotbalist. Bravo. Mamă, fii atent că poate-i faci în rău. Sergio Rico. Deci ăsta este direct nume de fotbalist. Da. Nici nu pot să am o reacție cu de-aia. Yay! Pentru că le ghicește mama, mama. Nick Fanciulli. Fanciulli? Sună DJ ăsta. Aoleu! Mai am încă doi. Dacă ghicești pe toți, îți dau un cartofior, un chip, ceva, că n-am. O sticlă de apă. Îți mai fac un ceai. Mă duc eu și îți fac ceai. Lee Hudson. Lee Hudson. Fotbalist. Nu! No! Da, chiar e fotbalist! Mai e unul! Nu pot să cred! Wow. Crezi că au greșit! Și erau alte nume. Ia, ia. Ultimul, mamă, și ultimul e simple. Ia. Ce să-mi inventez aici? Trebuie să schimb. Nu, așa e. Bogdan Moldovan. DJ. Optic! Oh, bravo, Mira! Doamne, bine că n-am pus pariu. Frate, e ghicit pe toți. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spune la lume că nu mi-ai arătat înainte, să nu zică ei. Nu, n-am arătat, nu chiar n-am arătat. Eu am aici, n-ai văzut că m-aș întreba, trebuie să zic, fotbalist, DJ, până să-ți explic. Ne luăm la revedere. Deci, ne luăm la revedere de pe live, guys. Mulțumim mult, continuăm. Ora următoare, Spin și Ștefania.